Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotella cu o nouă etalare la alegere. Etalarea voastră pentru februarie. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Măi, sper că vedeți bine. Ia s-a prins totuși becul, deși am pus brițul. Stați un pic, între timp voi alegeți, da? Să fiu sigură. Să știți că mai tare de atât nu pot să vorbesc, adică pot, dar în anumite condiții, nu când fac etalări. Nu, nu când fac etalul, nu pot să țip. Dacă vreți să țipăm pe stradă, ne întâlnim pe stradă și țip acolo, dar nu am nicio jenă să țip dacă sunt provocată, dar nu pot mai tare de atât. Dați volumul mai tare, dacă nu se aude, încercați în căști, descărcați și posibil după descărcare să se audă videoclipul mai bine pentru mânia mea și varianta asta în cazul în care aveți probleme cu sonorul. Eu, personal, când am verificat videoclipurile, n-am avut nicio problemă. Acum, haideți să vedem. Vă pun seturile de cărți deoparte. Da? Nu să pun aceasta aici. Și haideți să vorbim despre numărul 1, care, în timp ce am amestecat, am vrut să arate 2 de spade și 5 de cupe. Ați blocat pe cineva și acest personaj regretă. Regretă pentru că a fost poate prea aventuros. Sau i s-a părut că este o aventură, a crezut că merge să ofere un pic de timp și pentru voi, și mai mult pentru alții sau alte activități decât pentru voi, 6 de monede, cavalerul de bâte și totuși pe voi v-a nemulțumit, evident. Și s-a manifestat această tăcere, adică după tăcere, mai bine zis, s-a manifestat separarea, turma, blocajul. Păi, ce atâta tăcem și ne facem griji în loc să comunicăm deschis. Ceva de genul acesta. Dar tăcerea cuiva, sau mai bine zis, tăcerea voastră, blocajul vostru în comunicare, pentru că ei nu s-au implicat suficient de mult, evident că poate să fie și invers, aduce regrete, lacrimi, 5 de cupere. Știți cum e? Cine râde la urmă, râde mai bine. Cine plânge la început, scapă de lacrimi la sfârșit. Hai să vedem. Era să zic fecioară, nu știu de ce. Probabil că este cineva cu marcajul fecioară. Dar tot mai văd puncte, chestii de la bețișorul care arde. 6 de monede, iar și cavalerul de bâte. Cineva vrea să echilibreze, vrea să vină, să ce? Nu știu cum vine, dar în primul rând a produs. Dar ar putea să-și ceară scuze pentru această dezamăgire. Rămâne de văzut dacă vine. Da, hai să mai vedem. Februarie. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Regina de monede. Păstrați-vă respectul față de voi. Concentrați-vă pe creația voastră, pe stabilitatea voastră, pe valoarea voastră centrală. Ah, nu. Nu. Hai să fac altfel, pentru că de obicei fac cruce celtică pe zodii. Hai să facem nou. N-am mai făcut așa de mult. Asul de monede, ce frumos! Magician, super! Regina de cupe, wow! Wow. Regele de monede, mai 3 de spade, asta e magicianul și 3 de spade. Cineva a încercat să fie manipulator, da. Dar, dragii mei, Regina de cupe este foarte sensibilă, este extrem de sensibilă, dar nu poate fi manipulată totuși, pentru că, știți, are foarte multă intuiție. O fi magicianul șmecher, dar nu poate fi manipulată. Interesant. Diavolul, wow, regele de spade și Marea Preoteasă. Apropo, am vorbit de intuiție, are intuiție. Ce să La capătul setului de cărți, regele de cupe, interesant, și puterea. Cineva încearcă să-și controleze emoțiile pe care le simte luna. Interesant, nu că le controlează, le ține și în secret. Temperează și își controlează pornirile mai nou. Probabil că această lecție, separarea de voi, de cineva, e o lecție, da? O lecție a controlului. Dacă n-a putut să fie ca și voi, regina de cupe, plin de compasiune și de înțelegere, rămâne să-și tempereze impulsurile și să-și țină în secret
dragostea, emoțiile, până va fi în stare să o exprime corect. Au fost conflicte. Au fost conflicte. Conflicte interioare legate de o dragoste. Îndrăgostiții și faetonul și justiția. Da. Înspre ce merge? Înspre ce mergeți? Voi sau cea, persoana la care vă gândiți? Că e o persoană pe aici în povestea asta. Cel puțin una, nu? Ori, aici este ideea, după cum arată cărțile. Se dorește să se meargă înspre dragoste, faetonul se meargă înspre îndrăgostiți, dar are de lăsat în urmă un contract, justiția. Poate să fie și o căsătorie, poate să fie multe, poate să fie multe. Dar, deocamdată, se luptă, se transformă. Asul de monede, magicianul și regina de cupe, asta în trecut. Ați încercat să creați ceva durabil, o colaborare, un proiect, o prietenie, o relație de lungă durată. Ați încercat să creați, ați încercat să manifestați, ați vrut să manifestați din suflet. Pentru că ați simțit dorința să oferiți ajutor, să fiți alături de cineva. Dar acel cineva a fost prea concentrat pe bani. În prezent, acest cineva cred că suferă mai mult decât voi. Dacă voi încă în continuare sunteți afectați de această atitudine manipulatoare a personajului cu care ați vrut să manifestați și ați avut parte de dezamăgiri, da, poate mai sunteți un pic afectați. Un pic, zic eu, sper că e doar un pic. Sper să fiți puternici, măi, sper să fiți puternici. Puternice. Nu contează ce sunteți bărbați, femei, da? Da, în prezent încă vibrează această dezamăgire. Dar cine a fost aventuros, cavalerul de bâte, în ce sens aventuros? A vrut să se simtă bine și nu să construiască. Aici este păcăleala sau manipularea, în fine, să zicem. Da? Personajul acesta în sine, cu care bărbat, femeie, da? Regele de monede, regina de cupe, poate să fie regele de monede același cu regele de spade, pentru că merg mână în mână, amândoi. Amândoi sunt pragmatici, materialiști și sobri, mai puțin expresivi, cu emoțiile și cu trăirile lor. Dacă ați vrut să manifestați ceva special, ca așa ați intuit voi, cum am zis mai devreme, acest personaj avea stabilitate, avea potențial, dar a fost concentrat prea mult, s-a concentrat prea mult pe relațiile sale karmice, pe ambițiile sale financiare, profesionale, pe dorința de a avea controlul, pe multe. Văd aici și diavolul, da? Cum să manifesti ceva valoros, dacă stai în această energie toxică? Prieten, băutură, poate pentru unii să fie și sex, da? Dorința de a se simți bine fără a se implica concret. Deși potențial are, repet, are potențial. Însă a preferat să fie rațional, dar o rațiune... Unul dintre voi cred că... Nu, a preferat să fie manipulator. Acum este provocat să fie rațional. A preferat să fie manipulator. Da, clar. Și această dezamăgire pe care o simte în prezent, pentru că văd figuri masculine, în prezent figuri masculine, care centrează sau care flanchează această inimă rănită. Figuri masculine. Simt că este energia masculină care suferă mai mult decât cea feminină, tocmai pentru că, am zis, cine râde la sfârșit râde mai bine și cine plânge la început nu mai plânge la sfârșit. Da? Dacă ați suferit până acum pentru că ați fost manipulate, gata, vă eliberați. Pentru că voi ați intuit și potențialul bun, dar și potențialul negativ. Da? Aveți doi stâlpi, alb și negru, în spate. Simțiți și varianta bună și varianta mai puțin bună. Totuși, ați sperat
că va fi bine și că regina de cupe este idealistă într-un fel. Este idealistă. Deci în prezent cine v-a dezamăgit, o să și clarific. Posibil să vrea să vină înspre voi, pentru că regele de monede nu este foarte activ. Este activ în plan financiar. Bănci, salariu, muncă, abundența pe care vrea el să o manifeste după regulile sale. Posibil acest personaj să vrea să vină, să comunice cu voi. Are un plan. Regele de spade este foarte bun strateg. Are un plan. Pentru că a devenit brusc această, nu știu dacă brusc, rămâne de văzut. Am văzut totuși turnul. Turnul care e energie foarte imprevizibilă. Posibil să fie brusc. Brusc. Această dezamăgire, această durere pe care o simte, îl face să devină și mai adictiv față de voi. Așadar, dacă vine, aveți grijă cum îi primiți. Păstrați-vă, țineți-vă intuiția într-un buzunar ascuns, ca o carte ascunsă. Țineți-vă bine de intuiția voastră. Și încercați să ascultați, să simțiți așa cum ați simțit înainte și potențialul pozitiv și potențialul negativ. Fiți atenți cum vine acest personaj. Pentru că acest personaj are un plan. Hai să vedem ce plan are. Înainte să clarific, o carte pentru această lună. Opa, așa, hiena, interesant, 38, poate e vârsta cuiva, 38, hiena, fear, frica, aici este diavolul, frica de dragoste, ia uitați ce frumos se așează, dezamăgire, dragoste, regina de cupe care oferă, care simte, dezamăgire și diavolul, da, frica de dragoste aduce dezamăgiri, da? Acest personaj a trăit în frică. Trăiește poate încă în frică, dar este provocat tocmai de această durere, de această dezamăgire pe care o simte. O simte, nu doar voi o simți, și ei o simt. Este provocat să descopere un alt aspect al lor, al vieții, al iubirii, al sentimentelor care pot exista între doi oameni. Nu doar energii toxice, adictive, dependențe, codependențe, frici, da? Interesant, frica, 38. 3 și cu 8, dragii mei, la matematică știu că face 11, dar 11 interesant este justiția, apropo de balanță. Acest personaj trebuie să se echilibreze. Și nu doar că să se echilibreze, să ofere ce ne-a oferit. Pentru că văd în această carte un peisaj foarte uscat, arid, da? În care nu s-a oferit ce? Apă, emoții. Doar unul a oferit. Regina de cupe a oferit tot timpul. Regina de cupe e un simbol, nu neapărat o zodie, dragii mei. Regina de cupe este o energie feminină, emoțională, sensibilă, delicată, romantică, doritoare să ajute, foarte doritoare să ajute, să hrănească. Apa hrănește, dar fără apă nicio, da? Vegetația n-are cum să înflorească. Și acest personaj, dimpotrivă, n-a oferit nimic din cauza fricii. Trebuie să învețe să ofere. Aici este echilibru pe care ar trebui să-l manifeste. Justiția, mai bine zis, nu echilibru, justiția pe care ar trebui să o manifeste. Dar rămâne de văzut dacă o va manifesta. Jaguarul.
Jaguarul la capătul setului de cărți, cu cavalerul de bâte și cu diavolul. Pentru mine, am zis, această energie este foarte sexuală. Foarte, uitați-vă și voi la poză, este foarte sexuală. Probabil că e atracție foarte mare între voi și un personaj. Personajul, eu știu, voi îl știți. Eu vorbesc despre un personaj. Energie foarte... Da. Strategia, apropo de ce am zis. Acest personaj încearcă să-și facă un plan. Vă urmărește între timp, observare, da? Vulturul, parcă, sau uliu, încearcă să vă urmărească și urmărindu-vă mișcările, își creează un plan. Voi între timp încercați să vă eliberați. Dar ei vor altfel de eliberare. Eliberare fizică. Nu așa, eliberare energetică, emoțională. Pentru că s-a creat deja obsesia, tensiunea. Separarea de voi, repet, a creat această tensiune. Aș vrea să-mi... clarificăm trei de spade. Ia uite, faetonul și mai ce... Și justiție, apropo de justiție. Acest personaj este obligat, într-un fel sau altul, de situație, să vină și să cucerească. Cu alte cuvinte, să se implice, că nu s-a implicat până acum. Faetonul se implică. Interesant că la capătul setului de cărți, alt cuceritor, 6 de bâte și 6 de spade, iar un semnal care un semnal, o carte care arată că își doresc să vină înspre voi. Ia uite, cavalerul de cupe să fie, nu, de spade. Să înceapă un nou capitol în care să vină înspre voi. Probabil hotărârea va fi neașteptată cu cavalerul de spade. Dar vor să vină înspre voi, să vă atragă atenția, să vă cucerească. Asta e, până la urmă, probabil că e cazul. Clarificăm cavalerul de bâte. Voi, am văzut regina de monede, rămâneți în stabilitatea voastră, în abundența voastră, în ceea ce vreți voi să creați. Dacă această manipulare a fost la locul de muncă, continuați-vă acest proiect pe altă cale, sub o altă formă. Cavalerul de bâte. Cineva putea să vă ajute în acest proiect, dar e un contract care probabil nu a fost respectat. Voi păstrați-vă curajul, încrederea și mergeți în continuare spre ideea voastră. Dacă e vorba de vreun contract, ceva proiect. Cavalerul de bâte. Valetul de bâte, da, vrea să comunice. Acest personaj vrea să vină să comunice. Interesant. Vrea să comunice cât de atras este energia aceasta. Nu știu cum o va exprima sexuală. Dacă până acum nu a exprimat, rămâne de văzut cum o va exprima. Pentru că nu e ușor să exprim în cuvinte atracția pe care o simți față de cineva, nu? Era mai ușor de explicat... emoțiile, regele de cupe, da? Și regina de cupe. Se simte și atras emoțional, dar probabil că obsesia foarte mare este de natură fizică. Probabil că veți primi vreun mesaj. Clarificăm diavolul în viitor. Posibil acest personaj să fie și căsătorit sau să aibă o poziție, iată ce aici, 9 de monede. Aici e problema acestui personaj. Dacă e căsătorit cu justiția, într-un contract sau are un job important, nu zice nimeni că nu e important, cu abundență, cu succes, dar e în contract, nu e independent. Nu e independent. Aici cred că e problema.
Fixația. De ce voi sunteți independente sau independenți și ei nu? 9 de monede. De ce voi sunteți singuri, singure și ei nu? Și vă bucurați de reușite și voi aveți reușitele voastre, dar sunteți singuri, n-aveți contracte. Iuhu, ce fain e să n-ai contracte, n-ai karmă. N-ai contracte, n-ai karmă. Apropo de justiție. Trebuie să aleagă. Faetonul alege înainte să plece, da? Dar trebuie să aleagă corect. Ca să nu mai producă dezamăgiri. Pentru că, interesant, ce v-a produs vouă, karma, le-a adus înapoi. Adică, v-au produs dezamăgire, mulțumesc de mesaj, karma le-a adus dezamăgire în suflet. Suferința voastră acum se resimte în sufletul lor. Aici e problema, v-au lăsat. Vai. Au lăsat de... Ia uitați și voi, mă. Pe cine au lăsat? Au lăsat în frig, în ceață, o împărăteasă. Absolut stupid. Stupid girl, stupid boy. Stupid. Stai, ce mai era o melodie? Vai! Ah, muzică, rog. Ah, nu, lasă, că era o melodie rău, dar nu. Nu intrăm în zonele astea. Apropo de diavol, energii foarte negative. Aici e problema. Ei sunt, iar, în relații karmice, în lanțuri, contracte, pentru bani, pentru stabilitate, soț, soții sau eu știu ce. Voi sunteți singuri, singure, independente. Și ce frumos e. Mai trebuie doar o monedă și sunteți 10. Ați fi vrut să creați această stabilitate, această, eu știu, colaborare, prietenie. Poate chiar poveste, da? Pentru că sunteți împărătese. Și au lăsat în frig în ceață împărăteasă. Vai lor. Și karma va fi pe măsură. Cavalerul de spade. Nu cavalerul, scuze. Regele de spade, te rog frumos, clarificăm regele de spade în viitor. Asta mi s-a părut că vrea să pice astăzi. 10 de pute, asta e. Toată situația de care este legat acest personaj prin contracte, repet, prin relații karmice, prin tendința de a fi, să zicem, rațional, să zicem, practic, pragmatic, da? Toate aceste lucruri deja apasă prea mult. Inclusiv și se mai adaugă mai nou și suferința asta, domnule, care o simt, evident, dacă voi ați simți durere, domnule, justiția divină le provoacă și lor durere, ca să vadă cum este, că asta e karma, da? Asta e karma. Și prea mult. Și contracte, și karma pe care o duceau pe umeri până să vă întâlnească, acum suferința aceasta este prea mult. Vor să renunțe măcar la o parte, da? În primul rând, această suferință dintre voi doi, această dezamăgire, bănuiesc că vor să o rezolve într-un fel, dar dacă vin ca și cavaler și valez de bâte, cam greuț. Ia uite, iar la capătul setului de cărți împărăteasă. Dar ce este interesant este că voi, chiar dacă ați fost părăsiți, părăsite, vă simțiți bine, creșteți, aveți parte de abundență. Aici este obsesia, da? Frica, supărarea, gelozia, da? De ce voi creșteți spre împărătese și împărătese? De ce voi creșteți când ei v-au lăsat singuri? Că poate le cereți ajutorul. Ups! Nu. Pentru că voi sunteți aici. Știți să manifestați spor, abundență și fără ei. Ați vrut cu ei, oricum. Ați vrut cu ei. Dar dacă ei n-au vrut, e pierderea lor. Clarificăm Marea Preoteasă în viitor. Regele de bâte, interesant. Aici este secretul. Da, ei vor să fie rege acum, foarte pasionat. Vai, dar ce pasional vor să fie. După ce până acum nu s-au implicat prea mult. Vor să fie regi.
Mai totuși e o creștere, să zicem, dacă în prezent încă vibrează atmosfera asta imatură sexual, valetul și cavalerul, care a provocat, repet, decepție, durere, amândurora, nu doar vouă. Justiția divină probabil că lucrează în așa fel încât îi va îndemna să vină înspre voi. V-am arătat cărțile. La faieton au venit vreo 3 cărți care arătau mobilizare. Mobilizare. Regele de bâte este de acțiune. Interesant. Da, vor să vină spre voi. Visează între timp. Visează că vă veți împăca. Judecata. 7 de cupe. Și până vă veți împăca, mai visează la voi. Are o opțiune, într-adevăr, dar opțiunea este, cea mai importantă este să vină spre voi. Și după cum văd, acest rege de bâte, nou rege, al treilea rege, a treia figură masculină, da? E o transformare. Mai are un pic și ajunge împărat acest personaj, nu? Da? Probabil că îi învățați dacă sunteți împărătese. Lecția pe care le-o oferiți, conștient, inconștient, îi învață să se ridice, să dezvolte alte aspecte ale lor, să se ridice în grad, într-un fel sau altul. Mai dăm o carte pe acest rege de bâte și marea preoteasă. Că sunteți foarte diferiți. Foarte, foarte diferiți sunteți. Unul dintre voi este atât de subtil și celălalt înțelege subtilitățile. Temperanța și 7 de bâte. Va veni, pentru că este în zona viitorului. Voi, dacă ați început deja procesul de vindecare cu temperanța, veți fi mult mai defensive sau defensivi, da? Decât ați fost în trecut, când ați vrut să manifestați, da? Ați oferit dragoste, ați comunicat, ați vrut să manifestați ceva valoros, deosebit. Ați văzut potențialul între voi doi. Dar, repet, din motive pur financiare, pragmatice, raționale, vorba bine, e un soi de a fi rațional, să zicem. Deși eu nu văd așa rațiunea. Acest personaj, repet, a adus dezamăgire. Dar acum, 3 de spade, îl văd ca fiind energia pe care o simt ei în prezent pentru că nu au fost corecți cu voi. Ar fi, cu alte cuvinte, sufletul lor. Am văzut 5 de cupe, da? Tăcerea dintre voi, blocajul în comunicare, duce regrete. Asta e. Așadar, dacă voi ați intrat, regina de cupe, mare preotesă, ați intrat în vindecare, pentru că sunteți împărătese și știți ce să faceți în principiu. Știți că aveți o valoare, nu vă puteți prea mult, nu puteți să stați prea mult în această energie, nu de alta, dar dacă sunteți împărătese, știți că această energie a regretelor vă scade din abundență, vă reduce din binecuvântări și forjați pe temperanță, pe vindecare, pe echilibru emoțional, interior, creșterea spirituală, conexiune la intuiția voastră, da? Și atunci când va veni acest personaj, chiar dacă va fi rege, chiar dacă va fi schimbat, veți fi un pic defensive. Eventual, natura voastră defensivă, calmă, echilibrată, spirituală, cu marea preoteasă și temperanța, îi va provoca să se poarte ca niște regi.
Pentru că oferim prea mult, au considerat că li se cuvine. Ați oferit prea mult. Da. Acest personaj trebuie el să ofere, să-și facă curaj, să ofere el, cavalerul de cupe, să ofere el bucurie, să creeze la patru de cupe, să creeze el oportunitatea pe care a pierdut-o. Mersi de inspirație. A pierdut o oportunitate, acum este forțat de situație, zic forțat, pentru că este. Da? Tot am văzut puterea. Puterea reprezintă forță, da? O luptă, o încrâncenare. Este forțat de situație să se maturizeze, da? Ca valet, cavaler, rege, să se maturizeze, eventual să se vindece, să crească un pic, să-și urmeze intuiția pe care n-a urmat-o până acum, da? A fost manipulator. A fost rațional, de ca și când intuiția are vreo problemă cu rațiunea. Da, asta e. A trebuit să învețe acest lucru. Și, repet, să creeze de acum încolo el o oportunitate sau ea. Cine este acest personaj? Da. Jaguar. Mai dăm o carte. Ia să vedem. Setul acesta de floricele. Carte numărul 1. O carte pentru numărul 1. Hiena. Dintre voi vedea partea frumoasă a lucrurilor, celălalt partea negativă. Într-un fel sau altul putea să vă echilibrați viziunile, interesant. Dangerous pleasure, plăceri periculoase, apropo de cavaleri, de valeți, de regi, de bâte, multe, multe bâte, 10 bâte. Acest personaj pare rece, dar se consumă. Ia uitați-l. Zice, a, nu, că nu mă interesează, nu, nu. Dar se consumă de nu mai poate. Și se va consuma și mai mult. Cu cât voi rămâneți independente, preîmpărătese, împărătese și vă concentrați pe creșterea voastră și pe vindecarea voastră, temperanța voastră, cu atât acest personaj se consumă, devine și mai obsedat. Și vrea și mai mult să vă aibă plăceri periculoase. Ops! Ce zice? Deci dacă vrei să te bucuri de viață din plin, să ai parte de cele mai minunate, grozave momente, trebuie să trăiești periculos. Și regele de monede nu trăiește periculos, nici regele de spade. Dar regele de bâte trăiește. Valetul, cavalerul, regele de bâte trăiește periculos. Și ce înseamnă asta? Uneori și când cucerești, este un pericol, da? Este un risc, nu pericol. Este un risc. Dacă nu vei reuși, ce vei face? Cum, ce tactici vei adopta ca să cucerești? Da? Plăceri periculoase. E o obsesie, clar. Și aici, ce? Și sweet thoughts. Unul dintre voi are, repet, are... Sunteți foarte, foarte sensibile. Regina de cupe, marea preoteasă, temperanța... Și împărăteasă și preîmpărăteasă, da? Foarte sensibil, foarte dulci. Ia uitați, dulcețe. Dulceață e aici. Ziceți că e cerul roz ca o zmeurică. Foarte diferiți, dar împreună dacă ați fuziona, unul, să dați un pic, da, din culoare în zona cealaltă care nu are culoare, celălalt să ofere un pic de... Sobrietate, să zic, sobrietate. Aceste atmosferi poate prea idealiste,
Ar merge treaba, ar merge. Aceasta este tuberoza. Tuberoza și asta ce e panseluță. Panseluță. Spat. Da, go wild. Probabil că acest personaj... go wild, jaguarul. Fierbe în el. Da, fierbe. Sfat. Asta vrea să vină? Okay. Take a breather. Și relaxați-vă. Ambele vorbesc de relaxare. Relaxați-vă. Lăsați-i pe ei să se consume, să se implice, să fiarbă. Am zis, relaxați-vă. Temperanța. Apare mai spre viitor. Relaxați-vă voi. Eventual încercați cu cavalerul de bâte și valetul de bâte în prezent, pe energia voastră, ar fi concentrați-vă pe niște proiecte spectaculoase, nu musai riscante, nu musai periculoase, dar spectaculoase, creative, ca să nu vă mai gândiți la acea suferință. Este parte și din sfatul vostru, da? Și concentrându-vă pe un nou proiect care vă atrage și vă... vi se potrivește, puteți să creșteți în timp. Să vă deschideți o afacere creativă, regele de bâte foarte creativ. Business în domeniul creativității, așa îl văd eu. Da, relaxați-vă, aici este sfatul. Cam atât, sper că v-a plăcut, da? Mi s-a părut interesant. O să strâng cărțile. Pentru numărul 1. Deci. Cei care ați ales aceste de cărți. Haideți să vedem. A picat ceva? Ah, da, 6 de spade, asul de cupe, 9 de cupe și parcă mai venise, așa, regina de spade invers. Interesant. Nu prea place când vine regina de spade invers. Ah, interesant, înseamnă că, da. Cred că unii dintre voi, sau ei, oamenii cu care aveți de-a face, trebuie, își doresc să lase în urmă o energie negativă. O energie negativă mentală, dar mai ales un personaj care vorbește foarte, foarte urât, regina de spade, care minte, distorsionează adevărul, uneori este foarte agresivă. Își doresc să lase în urmă această energie și să vină înspre asul de cupe, înspre vindecare și... 9 de cupe, speranțele lor, visele, visurile lor. Posibil voi sunteți parte din aceste vise, că e interesant, 9 și cu 1, 10. 10 reprezintă un cuplu, da? Unul are o cupă atât de mare, altul simte multe emoții în preajma celuilalt. Dar unul efectiv domină zona aceasta emoțională. Vede în sufletul celuilalt. Interesant, la capătul setului de cărți. Posibil, unul, să fi fost căsătorit, regele de monede, pentru mine înseamnă căsătorit, ori cu jobul, ori cu tradiția, da? Și să se simtă blocat în această poziție a sa, pentru că ea ca simte pasiune, simte pasiune multă. Și pasiunea, din păcate, și la distanță, trebuie ținută secret, Marea Preoteasă, pentru că, ia uite, iar apare căsătoria. Rege de monede, rege de spade nu mă interesează. Este un personaj destul de rece sau în general s-a comportat convențional. Cu regele de spade și regele de monede este convențional. Pentru că așa a fost educat, așa a fost... a considerat că trebuie să dea bine în lume cu atitudinea aceasta tradițională, dar ea că a venit într-un mod misterios... posibil, la distanță, această nouă pasiune. Și s-a blocat. Puf! Ce pot să simt așa ceva? Ia că așa. Acum înțelege, în această perioadă, înțelege
că de fapt el este mai mult decât un rege de spade și un rege de monede, decât un personaj rece, decât un personaj tradițional care face bani pentru familie, pentru, eu știu ce ambiții mai are, da? Înțelege că trebuie să se elibereze. Ia, interesant, regele de spade și regina de spade. Dar regina de spade invers. Probabil că această pasiune, astfel de bâte, începe, deci această dragoste, dragoste care începe, a început să e pe care să se manifeste și sub alte aspecte, îl face să simtă că, de fapt, cuplul în care a fost nu a fost echilibrat. Da? Probabil că asta lângă un personaj care ori nu avea suficientă inteligență ca să-i fie pereche, ori nu avea suficiente principii, ori nu comunica corect, da? Interesant. Că în orice poziție aș pune, niciodată nu se privesc față în față. Vedeți și voi ce interesant. Așa a fost să fie. Știți cum e, că nu e. Așa a fost. Și dacă ar vorbi adevărul, el n-ar mai asculta, pentru că atunci când a ascultat, a auzit numai minciuni. Ce mesaj vine, ce mesaj vine. Și acum adevărul este, trezirea acestui personaj este că trebuie să-și guverneze viața după alte principii, eventual. Adevărul este că poate să fie mai mult decât rege de monede, rege de spade, poate să fie toți cei patru regi într-unul, da? Că împăratul reprezintă patru într-unul. E o ofertă complexă. Poate să simtă. Pasiunea pe care o simte se va dezvolta, îl va duce la regele de bâte. Asul de cupe, emoțiile pe care le simte, îl vor duce către regele de cupe. Și uite așa, acest personaj crește în această poveste de dragoste. Ce-ar mai fi? Dacă voi lăsați în urmă pe cineva cu un limbaj îngrozitor, lăsați în urmă, plecați. Vindecați-vă și urmați-vă visurile, pentru că adevărul este că puteți să vă guvernați viața, puteți să vă protejați pe voi, puteți să vă găsiți alt personaj care vă protejează, alt personaj care este corect, da? Matur, nu personajul de aici. Regina de spade invers. Invers a venit. Nu eu am pus-o? Ea s-a răsucit. Pur și simplu. Sunt alegerile personale acestei regine. Interesant. Dacă e să vă construiți viața, construiți-vă. În primul rând, nu așteptați ajutor de la alții. Plecați către vindecare, către dragoste față de voi. Nouă de cupe, asta înseamnă dragoste față de voi. Numărul 2. Hai să mai mulțumesc o dată. Numărul 2 februarie. O dată. De 2 ori. Și de 3 ori. Februarie. Numărul 2. 2022. 2. A doua o să fac. Opa! Iar apare regina de spade. Am pus-o eu, normal. Uite, cavalerul de bate. De spade. Regina de spade. Spânzuratul. Turnul, separarea, deci se produce până la urmă în prezent, pare și trezire și separare. Cu turnul și judecata văd că în prezent veți înțelege că ați stat pe loc lângă cineva care doar a vrut să atragă atenția. Posibil că primiți niște vești neașteptate sau ați primit niște vești neașteptate de la cineva. Care ar putea să vă, ar fi putut să vă spună, fii atent sau atentă lângă cine stai. Vezi că dacă se comportă, poate să fie și, să zic, o informație online, zic, pentru că acum veștile pot să vină pe multe căi, dar nu doar prin căluți, da? Nu prin cai putere și nici printr-o, eu știu, comunicare cu cineva anume. Poate ascultați undeva și vă înțelegeți, de fapt, lângă cine ați stat. Un personaj care a vrut să atragă atenția, a vrut să pară mai înțelept decât este, dar am văzut că, de fapt, nu era înțelept. Posibil să fie avut o atitudine narcisistă. Posibil.
Pentru că altfel, de ce s-ar fi manifestat turnul? De ce să fie avut senzația că stați pe loc, da? Stai pe loc, te simți captiv doar lângă narcisiști, care prin capacitatea lor, nu mentală, cât verbală, vor să atragă atenția, vor să iasă întotdeauna pe primul plan, să iasă în evidență că ei sunt mai buni și țin pe ceilalți pe loc. Și apare brusc o informație care vă trezește. Interesant că e judecata, dar vă trezește această informație neașteptată. Două elemente care țin de neașteptat, de brusc. Chiar de adevăr, într-o formă sau alta. Steaua, ce frumos, minunat! Vai, îndrăgostiți-vă, pup! Și 5 de cupe. Oh, 5 de cupe. Ia să vedem după 5 de cupe. 8 de monede. Da, veți munci într-o nouă direcție. Veți munci într-o nouă direcție. La capătul setului de cărți, 2 de... Câte? Trebuie, am văzut călătoria, trebuie să alegeți între 2 personaje, între o călătorie, care, de fapt, nu e călătorie, vă ține pe loc, o relație cu cineva care vă ține pe loc, vă ține în lanțuri, aceasta. Da? Aici este informația nouă. Da? Informația nouă, trezirea, judecată, ascultați ce vi se spune. Chiar dacă vă dărâm întreaga construcție. Dar vă dărâm, dragii mei, și nu mai sunteți captivi. Aici este frumos. E ca e cineva, ca și când cineva era captiv într-un turn. Nu zic fecioară, nu zic musai, da? Ca și când cineva era captiv într-un turn. Este o pasiune. Pasiunea asta nu e doar un adevăr. Este și pasiune, interesant. Dar adevărul pe care l-a aflat sau l-ați aflat în această perioadă, în trecutul apropiat și în prezent, include și un soi de atracție între voi și cineva, pentru că văd îndrăgostiții, măi, văd îndrăgostiții. Da. E o atracție pe care nu ați exprimat-o. Este secretă, tocmai din cauza că aveți o energie negativă de care trebuie să vă eliberați. Sunteți în această perioadă și în viitor, dacă îndrăgostiți înseamnă alegere, da? În această perioadă manifestați o separare de cineva. La o intersecție de drumuri sunteți. Pe un drum mergeți, probabil, o perioadă singuri, să vă vindecați, să creșteți spiritual și apoi, crescând spiritual, vă atrageți perechea divină, o dragoste specială. O să clarific ceea ce-s 5 de cupe. Dar nu cred că are legătură, lacrimile nu cred că sunt de aici. Dacă aveți parte de narcisiști, să știți că narcisiștii nu plâng și nu regretă pe nimeni, decât că nu le-a ieșit lor jocul, că nu mai au pe cine să terorizeze verbal sau... Așa simt. În prezent, am zis, această stagnare pe care ați manifestat-o se simte, se resimte, dar în ce sens? E o tensiune în care rupi lanțurile. Rupi lanțurile, da? Turnul, trăsne. Rupi lanțurile. Deci gata, am terminat. Am ascultat foarte mult despre narcisiști și partenerii, partenerele lor, cum se manifestă și interesant și narcisiștii covert narcisist, care acceptă foarte multe, oameni care acceptă foarte multe și în momentul în care nu mai vor să mai accepte, au izbucniri de nervi. Sper să nu ajunge să dați cu totul de pământ, ci să vă ascultați intuiția. Aveți 2 șanse, repet. În această reconstrucție a vieții voastre, să nu, mare atenție, că nu întâmplător vine această canalizare și acest sfat. Să nu faceți niciodată ca cei care v-au creat neplăceri. Să nu faceți niciodată ca ei. Alegeți trezirea spirituală, alegeți vindecarea. Da? Niciodată să nu faceți ca ei. Aici este o lecție foarte importantă. Așadar,
în această alegere pe care o aveți de făcut, chiar dacă veți suferi un pic, o perioadă, puteți să munciți. Puteți să munciți, să vă transformați. Transformați, da. Viața. O să clarific ce 5 de cupe, dar... poate, eventual, unii veți regreta, veți plânge după persoana care v-a spus adevărul, dacă e o persoană. Pentru că acest turn a venit mai greu decât probabil că așteptau ei, în fine. Interesant este că după 8 de monede, undeva, poate mai spre martie, apare 2 de monede. Ce mai este? Regina de monede. Trebuie să alegeți între a munci spre independența voastră sau a sta cu regina de monede, regina de spade. Ce vreau să zic? Că nu mă refer la zodii, cât la... persoana karmică. Pentru unii dintre voi, dacă faceți alegerile corecte și munciți în acea nouă direcție, și noua direcție trebuie să țină cont de destinul vostru, de dragoste, de potențiale și calitățile nemanifestate până acum, calități pe care nu le-ați dezvoltat, le puteți dezvolta după această separare pe care o trăziți, după această trezire pe care o trăiți. Dacă veți alege corect și veți munci, puteți să aveți parte de o creștere financiară și energetică, și în ce sens energetică, vitalitate, bucurii, reușite, mai înspre primăvară. Ia uite, astfel de monede, 10, da? Sunt căs frumoase, dacă alegeți corect. Deci... acum judecata înseamnă și împăcare. Rămâne de văzut cu cine vă împăcați. Pentru că separarea aceasta poate să fie separarea de trecut, poate să fie separarea de persoana care v-a adus adevărul și v-a provocat viața, v-a forțat să vedeți lucrurile altfel, spânzuratul vede lucrurile altfel. Are parte de revelații. Și atunci, în prezent, rupeți lanțurile stagnării sau care v-au ținut pe loc, mai bine zis, vă schimbați perspectiva și manifestați această trezire. Opa, dar de ce să mă separ de persoana care mă vindecă, de persoana care mă iubește, de persoana care mă echilibrează, de persoana care mă completează și mă trezește și să nu mă separ de persoana care mi-aduce lacrimi și să nu mă separ de persoana care a fost egoistă. Aici este. Alegeți. De cine vreți să vă separați, că de cineva trebuie să vă separați. Și aici judecați. Gândiți corect. De ce se produce separarea? Pentru că turnul, haideți să mai zic ceva, turnul nu este o separare pe care o producem noi ca oameni, este o energie divină. Deci turnul este manifestat de divinitate, nu de noi, nu de forța noastră, nu de dorințele noastre. Pentru că nu se mai poate. Pentru că unul dintre cei implicați într-o anumită construcție, poveste, trebuie să se trezească și să-și găsească destinul. Și perechea, da? Flacăra divină, perechea predestinată, chiar dacă, cu lacrimi în ochi, când a ieșit cu povestea din trecut cum ar fi vrut, cu lacrimi în ochi, se apucă de lucru. 8 de monede. Înspre transformarea sa. Înspre abundența pe care am zis-o, că se poate manifesta dacă alege corect. Nu să se împace cu cei care au provocat stagnare și care au fost egoiști. Nu.
aceea nu trebuie. Hai să și clarific. Clarificăm cavalerul de spade, de curiozite. Curiozite, cavalerul de spade. Mie îmi place cavalerul de spade. Mi-aduce aminte, în varianta lui bună, mi-aduce aminte de Spadasinul. Un film corean pe care îl ador și pe care de aștept să-l mai văd încă o dată. Vai, dar ce bine, ce bine bătea acel spadasin. Îmi place. Pentru că are o spadă. Asta mi s-a plăcut. Opa, moartea, asta e. Aduce transformare, sunt niște vești neașteptate care vă transformă viața. Ia uite, regele de monede și justiția și împăratul. Ia asta e, doi de cupe. Alege justiția, alegeți, ce alegeți? Relația karmică, jobul, aparenta stabilitate, tradițiile sau sufletul pereche, care vă cheamă să fiți, să fiți împărați, interesant. Să manifestați adevărul, să vă reconstruiți viața și să dovediți dragoste. Bine, evident că poate să fie și invers, dar vedeți voi. Acum vorbesc la modul general. Voi preluați mesajele. Nu bazez pe inteligența voastră. Clarificăm spânzuratul. Cavalerul de cupe. O pasiune, o romanță, care a stat pe loc din cauza, am zis eu, de la început, energiei negative. Nu vă păcăliți să încercați să vedeți regina de spade așa cum a apărut acum, a apărut mai devreme, da? Poate ea încearcă să pară corect, dar corectă. Dar știți că sunt încercări manifestate din egoism, din dorința de a câștiga, de a nu pierde. Nu. E o romanță care a stat pe loc din cauza, o pasiune care a stat pe loc. Ce frumos! Ce frumos asul de cupe! Ia uite, din cauza acestor cuvinte negative de care trebuie să vă vindecați, patul de spade și asul de cupe. Invidios. Aveți pe cineva invidios? Dacă nu-i partener de viață, este cineva invidios, poate să fie în familie, la locul de muncă, cineva invidios, invidioasă, da? Spânzurat a fost clarificat de acest romantic, romantică și atracție fizică. Clarificăm turnul în prezent. Ups! Soarele era cât pe ce să nu-l văd. S-a așezat undeva jos. Și temperanța. Dacă turnul și soarele nu înseamnă trezire spirituală, ce să mai fie? Trezirea la realitate, la fericire. Separarea de cineva vă poate aduce fericirea în viitor. Este bărbatul divin sau, dacă nu neapărat bărbatul divin, că poate sunteți bărbați, o bucurie. Neprevăzută, neașteptată. Dar asta numai dacă, cu judecata și temperanța și valetul de cupe, dacă se exprimă din partea cuiva, voi știți cine trebuie să exprime, scuze și echilibru. Se poate manifesta temperanța, judecata, toate astea. Se poate manifesta o împăcare. În cazul în care relația de suflet a stat pe loc din cauza unor alte discuții care trebuie încheiate. Toate acestea trebuie încheiate, gata. Conflictele, dorința de a ieși în evidență, de a avea ultimul cuvânt, acelea trebuie încheiate. Pentru că a stat pe loc, repet, comunicarea de la suflet la suflet. Aceea a fost ținută, ce zic comunicare, în sensul că acest spânzurat a reprezentat un concept. Da? Comunicarea de la suflet la suflet a stat în lanțuri. Dar acum, repet, trebuie să se producă vindecare, temperanță, echilibru, trezire, clarificăm judecata. În prezent. Ia uite, regele de cupe și trei de monede.
Aici este. Judecați că vă puteți reconstrui viața sau puteți să reconstruiți o anumită relație. Voi știți probabil aceasta de suflet, dacă puneți suflet, dacă exprimați suflet, da? Și asta înseamnă să vă eliberați de jocuri mentale, de atitudinea prea rațională și nu prea rațională, că nu problema e asta, că rațiunea e importantă și e necesară oricând. Dar aici a fost ceva nesănătos în felul în care s-a comunicat, s-a exprimat ceva. Unul a încercat să manifeste adevărul, poate, și a adus transformare. Vedeți cum vă potriviți mesajele. Fac totuși o etalare colectivă, nu pot să intru foarte mult în detalii. Dar în prezent, repet, judecați că aveți un suflet, că simțiți, că puteți să vă reconstruiți acest suflet, că puteți să reconstruiți o iubire adevărată cu cineva. Și Teresa la capătul setului de cărți nouă de cupe. Aveți pasiune către cineva, față de cineva. Aveți pasiune sau ei au pasiune față de voi și simt multă bucurie, speranță. Iată, regele de cupe și cu 9 înseamnă 10, 9 și cu 1, 10. Dar puteți să fiți împreună fericiți. Clarificăm steaua. Posibil cineva încearcă să construiască ceva. E extraordinar, steaua și împăratul. Vindecați-vă de oamenii care v-au controlat, una la mână, pentru că am văzut aici pe cineva care controlează prin cuvinte nesănătoase. Așa, dar, da, și a creat dezechilibre, a fost manipulator. Opa, ia uite ce conflict, da, vindecați-vă de persoanele care v-au controlat, v-au adus suferință, conflicte. Ia uite, au ținut doar la bani, v-au ținut doar pentru bani. Și pentru copii, au folosit și copiii în acest scop. Vindecați-vă de acest personaj, una la mână. Doi, în acest proces de vindecare, deveniți voi, oamenii care vă controlați viața și vă faceți regulile voastre. Nu la modul absurd și tiranic, cum au fost ei, cum am zis, nu alegeți varianta lor tiranică, psihopată, paranoică, pentru cine o fi, cu siguranță, pentru cineva, nu mă îndoiesc de chestia asta. Că am zis, am fost prea dură, nu îmi fac probleme, pentru că știu că cineva chiar a fost dur acolo în trecut. Da? Vindecați-vă și nu tiranici, cât autonomi, autoritari, autodidacți, auto, nu știu, cum mai vreți voi, protectori în această nouă direcție. Am zis, renașteți, reconstruiți-vă cu suflet, nu fără suflet, cu suflet. Că împăratul poate să aibă suflet, adevăratul împărat. Cel care este invers, n-a avut regele de cupe, da? Sau alt rege, în fine. Interesantă etalare. Fiți împărați, domnilor, dacă sunteți domni. Și dacă sunteți doamne, manifestați un pic de energie masculină stabilă. Vindecați-vă de masculinul distorsionat și manifestați voi. Rugați-vă, puneți intenții. Știți voi, că steaua înseamnă și mi-am pus o dorință la lună nouă, că tot vine luna nouă. Da. Rugați-vă să vină perechea divină, da? Împăratul vostru, bărbatul vostru divin. Îndrăgostiți-i. Ups. Ups. Doi de spade. Trebuie să alegeți, în primul rând. În primul rând, ia uitați. Concentrați-vă pe vindecare, pe echilibru vostru, blocați în această alegere, doi, îndrăgostiți înseamnă alegere, da? În această alegere blocați pe oamenii care v-au manipulat și v-au dezechilibrat, da? Și mergeți înspre, ia uite, mergeți înspre împărăteasa voastră, împăratul și împărăteasa. La care visați, un personaj la care visați. Sau visați că veți găsi acest personaj și se va manifesta, dar blocați, dați-vă timp să se manifeste, blocați manipulatorii. Mai dăm o carte pe acest doi de spade ca să avem și altă variantă.
Am văzut și diavolul. E o energie toxică. Ați văzut? L-ați văzut și voi, diavolul. Energie toxică de care trebuie să vă eliberați. Reprogramați-vă. Că puteți să vă întâlniți sufletul pereche. Că puteți să fiți fericiți cu acest suflet. Reprogramați-vă. 8 de spade. Astea sunt. Reprogramați-vă mental. Pentru mine 8 de spade înseamnă și programare mentală. Ieșiți din programele vechi în această perioadă de decizii, da? În viitor, să zic. Blocați manipulatorii și reprogramați-vă. 8 și cu 2, 10. Asta înseamnă încheiere de ciclu, da? Lucru cu gândurile voastre. Reprogramați-vă mental, că vă puteți întâlni sufletul pereche și veți intra în uniune, da? Două cupe fuzionează într-una și se manifestă perechea divină. Dar blocați în primul rând, ca să se poată manifesta, dacă nu blocați energia toxică din trecut, nu se va putea manifesta. Eventual puteți în această programare mentală, că vă veți întâlni un suflet special, dragostea vieții voastre, cum vreți voi să ziceți, puteți să deveniți obsedați de această dragoste adevărată, întâlnirea cu sufletul pereche, flacăra geamănă, suflete iușu de care vreți voi să ziceți, perechea divină. Puteți să deveniți obsedați de o nouă direcție pozitivă. Să fii obsedat de pozitiv nu e rău. Să fii obsedat de rău este rău. Înțelegeți, da? Reechilibrați-vă, chiar dacă sunteți dezamăgiți și, repet, mergeți către perechea femeia voastră, bărbatul vostru divin, împărăteasa și împăratul. Clarificăm 5 de cupe. Am uitat să iau light motivul. Am văzut un 10 de bâte, ați văzut? Ați văzut că și pe voi vă apasă 10 de bâte ăsta. Și pe voi vă apasă. 5 de cupe. Dacă n-ați spus ce ați simțit față de cineva, o să vă pară rău. Sau vă va pare, sau deja vă pare rău. Interesant, extraordinar, împărăteasă. Eu cred că v-ați întâlnit perechea divină. Eu cred că v-ați întâlnit perechea divină. Regretați faptul că ați fost, ia uite, că v-ați cuplat cu acest personaj egoist eventual. Eu n-am nimic cu semnele de aer, nici nu dau zodii după cum vedeți, pentru că nu mai vreau să dau zodii, dar un personaj care v-a manipulat. Am văzut-o de la început invers, în energia sa negativă, varianta sa distorsionată. Și acum, dacă sunteți voi, ați avut o atitudine prea excesiv de rațională, în sensul negativ, repet, rațional e bine să fie. Ați desconsiderat poate emoțiile, pasiunea, le-ați considerat azi niște instincte, niște lucruri prea puțin importante în comparație cu mintea umană, cu capacitatea, noastră, cu știința, cu ce gândire a voastră sau altei persoane. 5 de cupe și regele de spade. Eliberați-vă, eliberați-vă de manipulatori și manifestați pasiunea, abundență, manifestați perechea voastră divină. Dar deocamdată în acest context cu 8 de monede și împărăteasa și pasiune pentru această nouă direcție, pentru creșterea voastră, clarificăm și 8 de monede.
8 de monede. În ce trebuie? În ce direcție trebuie să munciți? Eu zic că e reconstrucția voastră. Dacă voi vreți să vedem ce mai... Hai să vedem ce mai zic și cărțile. Tarotul ce arată? 8 de monede. Clarificăm 8 de monede. În viitor. Carieră. Justiția, 6 de monede. Opt de monede și diavol înseamnă obsesie de a avea un contract cu astfel de monede, contract și justiție, un contract care să vă aducă independența, pentru că opt este slujbaș sau, dacă nu slujbaș, muncește pe cont propriu, se transformă, are abilități, are mai multe posibilități, dar n-a ajuns la nou, la stadiul de independență. Și atunci, ar putea să fie dorința obsedată de obsedantă de a crește, de a avea un contract, de a crește la locul de muncă, de a crește financiar. Se pare un contract cu asul de monede. Mai dăm o carte pe acest diavol. Poate să fie o tentație la locul de muncă a unora dintre voi. În această poveste voi știți o tentație cu diavolul. Dar știți că tentația este, de fapt, cum o vedem noi, tentația. Că poate să fie, poate să nu fie, da? Faptul că este sub forma acestui diavol poate să fie un soi de energie Lilith. Genul de femeie independentă sau personaj independent, voi la locul de muncă, ei de succes sau pe cont propriu și ceva se manifestă între voi. Atracția asta se manifestă. Și sunteți provocați să alegeți între a îndura această tensiune, pasiune sau a crea ceva nou, valetul de monede. A vă întâlni și a crea ceva. 2 și cu 1, 3. Pentru unii posibil să... Da, mai pasiune, nu citești. Pasiune, tăcere, a fost tăcere. O tăcere care vă consumă, dar e pasiune, atracție. Mai dăm o carte. Regina de monede. 6 de cupe. 6 de cupe. E o întâlnire predestinată care vă aduce dragoste, vă aduce vindecare. Comunicați foarte bine și puteți să creați lucruri deosebite împreună. Pentru unii dintre voi trebuie să alegeți între, probabil că aceste alegeri, pentru că văd alegeri, judecata, separarea, alegerea asta durează, vibrează în timp, nu e gata, am ales acum și unii probabil că nu reușesc. Odată ce au făcut alegerea să se separe definitiv. Trezire există în această perioadă. Posibil să fie și un trio cu 3 de monede la locul de muncă. Și aici este tentația. Diavolul nu e musai, e ceva toxic, cât este intoxicant. Și trebuie să alegeți între mama cu copilul pe care, eu știu, soția cu copilul pe care aveți, sau soțul și copilul, energia karmică, să zicem, și această atracție.
Dar atracția asta vă obligă într-un fel sau altul, vă forțează, nu vă obligă, nici nu vă forțează, vă direcționează, vă îndeamnă să creșteți. E ca și când ar fi o lecție. La capătul setului de cărți, 6 de cupe, am zis, da, am zis. E o întâlnire predestinată. Ca să manifestați ceva ce n-ați simțit până acum niciodată, 6 de cupe. Voi sau ei, vedeți unde sunteți. O recunoaștere emoțională între voi doi. Hai să vedem totuși light motivul, că m-am apucat să citesc fără să am light motivul. Februarie. Mai filmează? Mai filmează, da? Februarie. Probabil că o perioadă veți jongla. Sau ei vor jongla, dacă le permiteți. Între energia karmică și... Ia uite, pe unul. Prosperitate. Manifestați prosperitate. Dacă vă separați de cineva, trezirea prin care treceți, vă îndeamnă să vă vindecați, să tăiați cu toxicitatea, da, cu manipulatorii și să manifestați prosperitate. Că mi s-au răsucit cărțile. Mare grijă, pentru că văd ritualul și Wolverine. Cineva să nu vă facă, da, din zona aceasta, da, de umbră, de întuneric, să nu practice ceva negativ. Noutăți negative, am văzut undeva, da. Vești negative. Cineva vă urmărește, probabil, aici este. Nu înseamnă că dacă v-ați separat de energia negativă, nu vă va urmări în continuare. Dar, repet, aici este lecția și vindecarea. Vindecați-vă și fiți autonom. Puneți granițe personale. Măi, pentru că văd ritualul Wolverine și Raven, da? Dar ce înseamnă Wolverine? Înseamnă... Stați un pic, e scris așa de mic, este neînfricare. Pe de o parte, fiți și voi, apropo de programare, fiți și voi neînfricați. Dacă aveți parte cu niște oameni, ați avut parte de niște oameni toxici, învățați la ei ce trebuie învățați. Nu să fiți ca ei. Nu să fiți ca ei. Dar uneori trebuie să îi tratați așa cum se cuvine. O să mai vorbesc despre chestiile astea. Vreau să vă faceți curaj. Aveți puterea, șansa, oportunitatea să creșteți. Să aveți parte de prosperitate, de abundență. Dar pentru asta trebuie să vă mențineți o energie regală pentru bine pe unul. Este foarte nobil, este special, nu doar decorativ. Și n-ai cum să fii nobil și regal când stai în energie negative, da? Când stai în nămol, în gânduri, că astea sunt energiile negative. Numărul 2. Sau poate cineva manifestă prosperitate și de acolo trebuie să învățați. Credință și modestie, violete. Ha? Violet? Violete, dar mi arată tot panseluțe. În fine, tot panseluțe arată. Ce spune aici? Fiți modești, fiți plini de credință și concentrați-vă pe noua voastră cale, creștere. Modestia este o lumină care pregătește mintea, apropo de minte, de regele de spade, să primească cunoașterea și adevărul. Și adevărul profund. Interesant mesaj. La capătul setului de cărți.
Armonie. Cel care trăiește în armonie cu el însuși sau însăși, trăiește în armonie cu Universul. Asta aveți voi de învățat în această perioadă de la experiența trecutului, da? Și cineva vă învață în această perioadă, într-un fel sau altul, vă arată calea. Vedeți și voi cine? Pentru că eu acum citesc pentru o energie care se poate manifesta acum, dar se poate manifesta, că da, e și predicție, în viitor, în prezent și în viitor. Așadar, ce ascultați acum, puteți să nu recunoașteți pentru că nu s-a manifestat, este normal, dar fiți deschiși. Și în momentul în care veți fi puși în postura în care va trebui să alegeți, deși cred că sunteți deja în această postură, unii dintre voi, să alegeți corect. Ia uite, fii mândru de tine însuți. Fii mândru de tine însuți. Apropo de regalitate, de noblețe, fii mândru de tine însuți. Aici este mândrie. Mândria în sens pozitiv. Nu orgoliu, nu vanitate. Cum ați văzut în trecut la anumite persoane. Și concentrați-vă sau conectați-vă la divinitate. Ia uite, steaua. Credință, vindecare. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, da? Numărul 2. Da, 2 a fost. 2. Hai să strâng cărțile și să vedem. Mai filmează? Mai filmează, da? Mi s-a răcit și ceaiul și așa fac. Fac ceazul, las că-l beau în timpul etalării. Și între timp, uite el. Închid ochii. Cei care ați ales aceste de cărți, nu, n-a venit nicio carte. Verificăm. Hai să vedem. Aș vrea la voi să iau acest light motivul înainte să începe talarea. Să nu mai fac... Bine, așa a fost să fie. Măi, pare abundență cu, ia uite, și bucurie, fericire, delfinul și elefantul, ambele simboluri foarte pozitive. Pare de bine, Doamne ajută! Ia, v-a apărut aceeași ca la numărul 1, poate are legătură? Vedeți, poate ați vrut să alegeți unul. Nu vă oblig, musă, nici n-aș putea, nici n-aș îndrăzni să vă oblig, nici măcar să vă îndemn. Am zis. Și la numărul 1 a apărut aceeași carte. Hiena. Frica. Dar la capătul setului de cărți este pace. Fiți în pace. Fiți în pace. Priviți locurile cu detașare. Pentru că întotdeauna există o față negativă și o față pozitivă. Concentrați-vă pe cea pozitivă. Eventual, dacă priviți de la distanță, am două încep să fuzioneze, nu mai sunt separate. Și se creează un echilibru. Numărul 1 înseamnă să intrați în manifestație. Sunt niște secrete eventuale de care vă este teamă, dar învățați. Învățați 22 să însemne ceva pentru unii dintre voi. Da. Învățați să vă separați energiile și lumile, interesant, prin amabilitate. Învățați amabilitatea de la alții, eventual. Cineva vă învață amabilitatea. Și cum să vă separați, interesant, două cărți în care mediile se energetic, evident, se pot manifesta separări, bariere, blocaje între energia negativă și cea pozitivă. Și să rămâneți în cea pozitivă ca într-o oază. Dar există niște secrete, există niște frici. Din toate trebuie să învățați și să fiți undeva în autoritate. Ia să citesc un pic aici. Că e chiar prima. Ce zice? Hai să mai vedem ce mai zice. Unde sunt ochelarii mei? Deci, gorila înseamnă pace. Spre deosebire de frică, da? Ce energii total diferite. Caută să negociezi.
pentru pace. Sau caută pacea. Este o poziție de putere, nu de slăbiciune. Deci dacă voi căutați pacea, nu înseamnă că sunteți mai slabi. De-aia apare și gorila, este puternică. Alege pacea decât războiul. Mari conducători conduc prin exemplu. Cel mai mare exemplu sau cel mai deosebit exemplu de putere implică reținerea. Nu judeca cartea după copertă. Interesante sfaturi, da? Sper că le rețineți. Nu judecați după copertă. Hai să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales numărul 3 în februarie. Să vedem. Ia uite. 10 de monede. Abundență? Sau un job bun? Sau un cuplu? Vedem. Tradițional? Vedem. Și 4 de monede. Vedem. O dată, de două ori, de trei ori, tăiem cărțile. Soarele, fericire! Dacă alegeți pacea, dacă alegeți războiul, ia uitați unde ajungeți. Aici. Mare grijă. 10 de spade. Încheiați acest război. Încheiați, chiar dacă v-a durut. Judecata, renașteți. E frumos. Aici este o nouă lume pentru unii dintre voi care vreți să renașteți. Intrați în noua lume, e chiar aici pe pământ. Așa zic unii. Și Iisus Hristos la fel cea, valetul de spade. Eventual cercetați iar două spade în aceste de cărți. Cercetați. Energiile, gândurile negative și gândurile pozitive. Gândiți-le. Sau mai bine zis, alegeți. Ce manifestați? Gândul pozitiv sau gândul negativ? Cuvântul pozitiv sau cuvântul... Apropo de afirmații. Nu ziceți, eu nu pot să scap de această durere. Eu nu pot să renasc. Ba nu, eu pot să renasc și intenționez să manifest fericire. Asta este. Asta face valetul de spade. Așa apare în această set de cărți. Nebunul, iau de judecata. Manifestați, gândiți, separați gândurile. Apropo, separați gândurile de frică și cele de speranță. Nebunul, e frumos. 6 de cupe, ce frumos! Și 4 de cupe. Interesant. Vreți să vă împăcați cu cineva? Să luați la zero să vă împăcați cu cineva? Nu, de spade, cavalerul de pute și roata norocului. Dar încă sunteți supărați. Aș spune așa, mai degrabă. Așa aș spune. Încă nu știți ce să alegeți? Încă sunteți supărați și afectați de trădările din trecut. Da, uite, 9 de spade, 10 de spade și 4 de cupe. Eu așa l-aș spune. Dar alegeți. Așa se nevoia să fac. Alegeți. Între gândurile negative, hiena, da? Războiul pe care l-ați trăit? Și pacea pe care o puteți manifesta de acum încolo. Sau o relație în pace. Deci 6 de cupe este o relație cu un suflet pereche, cu care ați mai trăit cândva. Poate până acum ați trăit cu sufletul karmic, da? Într-un război continuu, dezamăgire, supărări, da? Sau dacă nu cu un suflet, ați trăit o viață în care v-au trădat prietenii și ați pierdut ocazii după ocazii. Și pe urmă regretați. În prezent posibil să vă întâlniți cu acest suflet pereche cu care ați mai trăit cândva. O viață frumoasă, uite, lasă așa, o viață frumoasă. Eventual sunteți chemați să o luați de la zero. Și ce este zero? Este punctul central, dragii mei. Aici este minus, aici este plus, da? Zero, aici sunteți. Ce vreți să manifestați? Trecutul sau viitorul? Centrul este zero. Punctul tuturor posibilităților. Infinite. Infinite. Gândiți-vă că merge în toate direcțiile.
Dacă ați înțelege cât de intens este acest zero. În viitor apare 9 de spade, cavalerul de pâte și roata norocului. O să le clarific. Asul de spade, aici este. Aveți asul de bâte, wow, împărăteasa mare, mai, moartea, adică transformarea. 9 de bâte. A fost o separare între voi și cineva. Măi, sunteți îndrăgostiți? Îndrăgostiți, regina de cupe și 10 de monede. Sunteți îndrăgostiți de cineva cu care ați fi putut să aveți abundență sau ați avut abundență sau eu știu ce. Puteți. Dar a apărut acest turn și acest 9 de monede, niște blocaje neașteptate. Și a trebuit să puneți capăt relației. Moartea? Dar nu se pune capăt, se transformă, pentru că această posibil regină de cupe cu 10 de monede să fie chiar împărăteasa voastră sau să fiți chiar voi, să creșteți. Da? Să creșteți, să aveți parte de abundență, de energie, de adevăr, de inspirație. Amândouă înseamnă inspirație. Și bâtele și spadele. Cum să creșteți? După această transformare aveți parte de o abundență. Aici este, abundența este aici. Aici. Am zis, acest număr, 3 și 8, înseamnă 11. 11 înseamnă justiție. Adică, karmă. Dacă repetați, dacă continuați să stați în energia aceasta a trecutului 10 de spade, veți avea parte de regrete. Și de suferință în continuare. Dar în această perioadă sunteți îndemnați să o luați de la început. Eventual, o să clarific, 4 de cupe este un personaj care suferă că a pierdut o ocazie. Este și asul de cupe, este și moartea. Moartea am văzut-o mai devreme și am văzut și asul de cupe sau regina de cupe. Este o dragoste care transformă o oportunitate foarte specială. Probabil pe care ați pierdut-o. Dar se pare totuși că în viitor, la un anumit timp, pentru că roata norocului înseamnă și timp divin, la un anumit timp, dacă ieșiți din această energie a gândurilor și a decepțiilor și a regretelor și a stresului și manifestați încredere, cavalerul de bâte în acest context reprezintă încredere, asul de bâte, încredere că puteți cuceri, eu știu, împărăteasa, adevărul, ce vreți voi, abundența, raiul, ce vreți voi, pacea. Voi știți ce vreți. Ideea e că cele mai frumoase atribute ale celor trei cărți, da? Prosperitate, femeia divină, abundență, reușită, victorie, încredere, vitalitate, adevăr, am zis, nu știu, cred că am zis cuvintele astea de mai multe ori, ca să vă intre bine în cap. E un anumit timp, ia să vedem după acest timp ce se ne tragem ochiul, ce frumos eremitul, dar e frumos că după o perioadă de tăcere, probabil că tăcerea este și acum. E și acum. Ați vrea să o luați de la zero? Dar în sufletul vostru e un personaj foarte special. Ideea este că mai încolo un pic. După ce analizați, că eremitul analizează, studiază, măi, deci, după ce găsiți acest as de spade care este în zona nevăzutului și asul de bâte și împărăteasa, da? Pentru unii dintre voi, într-o zonă nemanifestată, din niște motive. De neîncredere, de oboseală, de indecizie, de prea mult stres. La un moment dat va veni înțelegerea și vindecarea. Eremitul și steaua. E frumos. Regina de monede, spor, financiar, valoare, stimă față de voi, faetonul. Da. Dorința de a avea victorie. Hai să vedem, să clarificăm.
nu mai clarific 10 de spade, adică este un ciclu încheiat sau pe cale să se încheie, în care v-ați simțit trădați, ați suferit, lăsați, nu am nevoie de clarificări. De este să ascultați aceasta, să vă ascultați intuiția, judecata, să judecați corect. Pentru că așa cum, dacă judecați corect, veți manifesta lucrurile bune. Am zis, gândiți, ascultați, ascultați oameni care vorbesc pozitiv, ascultați oameni care sunt într-o vibrație înaltă. De ce trebuie să ascultați? Muzica, apropo. Dar îngerii vă vorbesc, interesant, prin cineva. Poate și prin muzică. Ia, clarifică... Baletul de spade. Regele de monede, aici trebuie să alegeți. Între bani și acest nou început. Opa, împăratul. Vreți să fii... Opa, împăratul și preîmpărăteasa. Interesant. Acasă la voi, și când zic marele preoce acasă, mă refer la familia din care faceți parte în mod special. Poate să fie și căsătorie, dar în mod special educație pe care ați primit-o acolo, unde ați primit educația, casa în care ați fost crescuți, da? V-ați simțit abandonați. Voi sau persoana dragă, o persoană dragă independentă, foarte faină, și faină, ce frumos e! Yeah! Ce corset frumos are și ce vulturi, superb, superb, da? Țineți foarte mult la acest personaj, împăratul ține, dar ține și la controlul său, pentru că așa a fost învățat. Aici este. Judecați. Ce este important? Să faceți bani? Și să trăiți în această lume austeră? Sau să manifestați vindecare, întâlnirea cu sufletul vostru, acela special. Ia să vedem, zero. Era câte ce. Probabil că vă ocupați de banii voștri în timp ce urmăriți, eventual încercați să selectați gândurile. Ia uite, zero. Lăsați această familie în urmă. Interesant, vedeți cum e? Lăsați-o în urmă. E o copilărie. Am senzația că e și un profesor, o copilărie, cineva v-a învățat. Într-un anume fel. Dar vreți să-i lăsați în urmă. Interesant. Ca să vă întâlniți cu 6 de cupe. Să vă împăcați cu cineva. Să manifestați. Dacă nu vă împăcați... Iete! Da, îndrăgostiți-i. Valetul de cupe. Temperanța. Da, vreți să vă împăcați cu cineva. Sau, dacă nu vă împăcați, să exprimați dragoste, sensibilitate față de un personaj care vă este tare drag. Drăgostiți-i. Tare drag. Este sufletul vostru pereche. 6 de cupe. Interesant. 6 de cupe. Am zis, e extra. Valetul de cupe. Am zis că vreți să exprimați ce simțiți pentru cineva și ar fi bine să exprimați. Dacă această educație v-a învățat să fiți în control, cum am văzut mai devreme împăratul, da? Chiar dacă vă atrage cineva, să vă ocupați de banii voștri, chiar dacă vedeți că alții sunt independenți fără să aibă atâția bani, da? Poți să fii independent și satisfăcut cu tine, gen 9 de monede, fără să fii rege sau regina, adică, eu știu ce, contracte, tradiții și... Ia, interesant. Dar trebuie să alegeți, ia uite. Trebuie să alegeți, iar. A vă vindeca de niște conflicte, de niște invidioși și aici a venit, ia uite. Nu știu dacă așteptați niște scuze, poate vin niște cineva vrea să se împace cu voi, poate nu voi trebuie să oferiți scuzele, ci ei. Vedeți unde sunteți. Și nu doar să vină cu niște scuze, dar ce frumos, ce mi-aș dori așa ceva pe bune. Dacă vedeți, trimiteți-mi și mie link-ul. Asemenea piesă. Puff, wow, superb. Un talisman.
Superb. Îmi place, îmi place. Da. Și o să te cupeasul de mă vede. Dacă comunicați ceea ce simțiți față de o anumită persoană, puteți manifesta o nouă relație. O nouă relație, un nou proiect, ceva de durată, ceva valoros. Interesant. Mai interesant. Patru de cupe. Cineva plânge că a lăsat, a abandonat și a abandonat sufletul pereche. Dar sufletul pereche a crescut, asta e fain. Nouă de monede. Sufletul pereche a crescut, nu s-a lăsat abandonat, abandonată, așa simt. De undeva a patru de cupe e și o stare de vină. Poate că dacă nu abandonam acest suflet pereche, da, e bine acum, e singură sau singur, e independent, dar puteam să fim împreună, că am văzut 10 de monede, puteam să fim împreună. Ceva de genul acesta, așa simt. Pentru că 9 și cu 1 de la regele de monede înseamnă 10. Însă acest personaj iubește libertatea. În sensul frumos al cuvântului. Iar, stați și vă gândiți. Dacă mi-ascultam intuiția, dacă ascultam pe tarotela, dacă ascultam pe tarotela, dinainte să înghicească. Da, drăguț. E bine, poate nu pe mine, poate pe alții. Dar, da? Și aici e frumos, regele de monede se gândește. Cum aș putea eu, din safe-ul meu, fac un cadou frumos, o ofertă, un proiect acestei doamne, domn, poate să fie și domn, cavaler, tânăr domn, da? Să putem manifesta abundență. Poate să fie și o colaborare, da? O propunere de colaborare, pentru că ați abandonat acest lucru cândva și acum regretați abandonul. Acum, dacă nu e propunerea cuiva, vă doriți voi să lăsați în urmă o construcție tradițională, o familie care v-a educat într-un anume fel și să... să manifestați un nou proiect. Dar tot apare acest, tot la colaborare. Deci aici stau și încerc să... Dar tot colaborare. Șase de cupe sugerează colaborare. Împăcare și colaborare cu cineva. Și această împăcare și, se manifestă printr-o colaborare practică. Nu că bună, scuză, mă pare rău că te-am lăsat singură vreo 2-3 ani de zile. Acum aș vrea să îți ofer niște flori și să-ți cer iertare. Nu, nu doar la asta se reduce, da? Aș vrea să creăm ceva împreună, că putem să creăm ceva special. Ei sunt regi, voi preîmpărătesc, adică nu știu, chiar se poate. Înțelegeți limbajul? Se poate. 9 de spade, te rog frumos, clarificăm. Te rog frumos, dragă tarotule, dragul meu tarot, clarificăm 9 de spade. Ia uite, spânzuratul. Aici trebuie să aveți o nouă viziune. Cu cât stați mai mult în gânduri, cu atât stați pe loc. Trebuie să ieșiți. Vă ridicați din pat, din gânduri și să... Aici este... Nu mai permiteți gândurilor negre. Ce am zis mai devreme? Nu mai permiteți gândurilor negre să se manifeste. Ascultați intuiția. Intuiția, îngerii, ghizii voștri spirituali, nu pe tatăl vostru sau sponsorul vostru sau soțul vostru, regele de monede, sau profesorul vostru, eu știu, de finanțe, regele de monede. Ce poate să predea regele de monede dacă nu finanțe, eu știu.
administrație sau alte chestii, da? Glumesc sau nu glumesc? Aici este. Trebuie să alegeți. Să faceți selecție între gândurile negre și cele pozitive. Pozitiv este să vă ascultați intuiția, măi. Și aici vine, pe calea visului, interesant. Ia, interesant. Ah, mersi, mersi, mersi. Da? În viitor. De cât? Mai luați un calman ceva, decât să stați noaptea pe gânduri, sper că nu se termină bateria. Dormiți un pic, pentru că dacă dormiți, veți primi o inspirație specială. Da. Nu mai fiți defensivi. Clarificăm roata norocului. Interesant, eremitul întotdeauna a zis că merge către stea. În curând veți merge, veți înțelege cum să ajungeți la steaua voastră, la personajul vostru predestinat. Dar hai să vedem cum faceți această schimbare de energie. Repede până nu se termină bateria. Regina de cupe, ia uite. Prin dragoste, oferiți-vă cupa. Da? Un toast către cineva. Lăsați grijile, lăsați stresul, lăsați minciunile, oamenii care v-au mințit, încheiați acest capitol. Încheiați acest capitol. Și mergeți cu încredere și cuceriți-vă. Destinul. Ideea este că ați avut în preajmă pe cineva care v-a manipulat prin sex, prin distracție și alte chestii. Dar încheiați acest capitol. Ia, regina de cupe. Haide, repede. Regina de cupe, astea. Deschideți-vă sufletul. Oferiți-vă. Sau poate invers, vedeți. Poate cineva vine care își deschide sufletul. Da? Valetul de cupe, 6 de cupe, da? Valetul de cupe și regina de cupe. Poate unul e mai tânăr decât celălalt, da? Și împreună sunteți două suflete perechi care ați mai fost împreună cândva, într-o altă viață, într-o altă dimensiune și puteți acum în această realitate să creați ceva special. Stai că sunt prea multe cărți. Mai dau încă una. Fuguța. Încă una. Opt de monede. Munciți. Munciți. Pentru fericirea voastră nouă de cupe, pentru speranța voastră. Pentru, eu știu, personajul la care, eu știu, toți visați și sperați. Voi știți cine este, nu trebuie să-mi spuneți. Deși dacă vă face plăcere, eu o să citesc comentariile voastre. Mai devreme sau mai târziu. Chiar dacă uneori nu reușesc, dar mai încolo când am eu așa câte o problemuță și nu pot să fac alte lucruri, vă citesc comentariile, să știți. Dacă vrei să-mi povestiți. Uite, ia uite, descătușează latura ta amabilă, interesant. Sinele vostru, sinele tău, first time, pentru tine, pentru dragoste față de tine, first time, regina de cupe, muncește, transformă-te, eventual, vei primi o ofertă din partea cuiva. 8 merge către 1, către 9, da? Și vei manifesta independență mai devreme sau mai târziu, draga mea sau dragul meu care ești aici. Dar 6 de cupe totuși și cu valetul de cupe, tot o împăcare se manifestă în această perioadă. Prezentul acesta poate să fie și peste o săptămână, că vorbim de februarie, acum e talarea în ianuarie, da? E o împăcare. Valetul, iar, reprezintă comunicare și cavalerul de bâte reprezintă comunicare, dar și acțiune. Dacă uneori distanța cu steaua înseamnă și distanță foarte mare între voi, distanța dintre voi mai aduce tăcere, cu răbdare, cu 8 de monede, se poate păstra dragostea, se poate crește, se poate manifesta echilibru. Dar trebuie să fiți în pace. Ce apare? Dragoste tinerească, ce frumos! Ce primule! Oh, ce frumos! Dragoste tinerească! Poate asta să spună cuiva ceva și anticipare. Asta e, anticipați zona asta frumoasă, frumosul, pozitivul. Anticipați, măi, fiți mai pozitiv. Vai, ce frumoasă declarație, dacă aș avea o singură floare pentru fiecare timp, fiecare moment când mă gândesc la tine, m-aș plimba tot timpul, pentru totdeauna într-o grădină. Băi, dar ce frumos! Aici este grădina pe care o puteți manifesta. Vai, ce frumos! Vă las să citiți în engleză. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Închide-te.